Focar de COVID-19 într-o piață din Târgu Jiu, care deservește mai multe cartiere din oraș. Și asta după ce o femeie care vindea brânză a fost confirmată cu noul virus. Mai mult, soțul ei, depistat și el pozitiv, a murit la scurt timp după ce a fost internat în spital. Acum, alte 4 vânzătoare se află în izolare la domiciliu, iar inspectorii Direcției de Sănătate Publică încearcă să afle care sunt toate persoanele cu care a intrat în contact femeia. Colega mea, Diana Speretoiu, ne spune cum decurge această anchetă epidemiologică. Găsit până la sfârșitul săptămânii trecute, femeia în vârstă de 64 de ani a vândut brânză și lapte în acest spațiu dintr-o piață din Târgu Jiu. De luni a fost internată în spital după ce a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Nu a fost singura din familie care a fost infectată cu noul tip de coronavirus. Soțul ei în vârstă de 72 de ani și el infectat a murit în spitalul din Târgu Cărbunești, în care este și acum internată femeia. Acum a fost declanșată o amplă anchetă epidemiologică de către cei de la Direcția de Sănătate Publică Gorj. Sectorul de brânzeturi a fost închis și urmează ca toate aceste spații să se dezinfecteze. Misiunea celor de la DSP nu va fi deloc ușoară, pentru că nu vor putea să identifice toți clienții care au cumpărat de aici brânză și lapte. De asemenea, până în acest moment, în județul Gorj, potrivit ultimei raportări, 94 de persoane au fost infectate cu noul tip de coronavirus.